Mulțumesc foarte mult, Paul. Trupul lui Alexei Navalnei a fost găsit, scrie presa independentă din Rusia, la 48 de ore de la anunțul legat de moartea celui mai cunoscut opozant al lui Putin. Cadavrul s-ar afla acum la morga Spitalului Clinic Districtual, iar medicilor legiști locali li s-ar fi interzis să facă autopsia. Claudiu Ștefan, jurnalist secția externă, Antena 3 CNN, se alătură cu toate informațiile. Te ascultăm, Claudiu. Bun găsit, Maria Linda. Într-adevăr, după investigații care au durat 48 de ore, jurnaliștii de la Novaya Gazeta Europe se pare că au dat de urma cadavrului lui Alexei Navalnei. Potrivit acestora, s-ar afla la morga Spitalului Clinic Districtual din Salehard, același oraș unde ieri au mers mama și avocatul lui Alexei Navalnei, însă n-au mers la acest spital pentru că am văzut și fotografia reclădirilor, au mers la morga separată din orașul Salehard și acolo nu se afla acest cadavru, cadavrul lui Navalnei. Inițial a fost transportat, potrivit celor de la Novaya Gazeta, într-un alt oraș, însă vineri seara a ajuns la acest spital districtual. De obicei, cadavrele persoanelor care au murit în închisoare sunt duse direct la biroul de medicină legală. Este un lucru pe care l-a declarat pentru Novaya Gazeta Europe un paramedic din cadrul serviciului de ambulanță din Salehard. Tocmai de aceea ridică semne de întrebare faptul că a fost adus aici cadavrul și pentru cadrele medicale de acolo. Corpul politicianului ar fi ajuns la spital în seara zilei de vineri, atunci când Alexei Navalnei a murit, iar până ieri nu fusese încă efectuată nicio autopsie. Există ipoteza că se așteaptă specialiști de la Moscova pentru a efectua autopsia și confirmă că ceva neobișnuit se întâmplă în oraș. Un taximetrist pentru publicația Novaya Gazeta care a spus că în afara avioanelor care trebuie să sosească de la Moscova de două ori pe zi, au mai aterizat alte două avioane pe aeroportul din Salehard în afara programului obișnuit. Cadavrul se află la morgă. Morga este păzită de doi polițiști și ce se știe până acum este că moartea acestuia nu a fost de natură criminală, adică nu a fost folosit o armă de foc pentru a-i pune capăt vieții. Apoi s-a răspândit printre cadrele medicale vestea că patologilor din spital li s-a interzis să efectueze o autopsie pe cadavrul lui Alexei Navalnei, probabil în așteptarea specialiștilor de la Moscova. Paramedicul a mai spus că i s-a spus că trupul lui Navalnei prezintă semne de vânătăi și deși vânătăile nu par a fi provocate de bătăi, cu siguranță au fost provocate înainte ca Alexei Navalnei să moară. În calitate de paramedic, spune acesta cu experiență, pot spune că rănile descrise de cei care l-au văzut păreau a fi de la convulsii. Dacă o persoană are convulsii și alții încearcă să o țină jos, dar convulsiile sunt foarte puternice, atunci apar vânătăi. De asemenea, paramedicul mai spune că Alexei Navalnei ar avea o vânătaie pe piept de genul celor care apar în urma unui masaj cardiac indirect. Așadar, au încercat să resusciteze, spune paramedicul, și probabil că a murit din cauza unui stop cardiac, însă nimeni nu spune ce a provocat stopul cardiac. Foarte mult, Claudiu, probabil că nu vom ști niciodată ceea ce s-a întâmplat acolo. Între timp, Bucureștiul, doamnelor și domnilor, se alătură marilor capitale în care au loc mișcări de stradă după anunțul morții opozantului rus Alexei Navalnei. Oamenii au venit cu flori și lumânări în fața ambasadei Rusiei din România pentru a-i aduce un ultim omagiu celui mai vocal oponent al lui Putin. Radu Tiliță se află în acest moment în fața ambasadei. Sunt acolo, Radu, bun găsit, zeci de oameni care s-au strâns să-i aducă flori, dar și lumânări. Bună ziua, Maria, bun găsit tuturor. Și astăzi au venit în fața ambasadei Federației Ruse zeci de persoane care au decis să-i aprindă o lumânare pentru cel care a fost Alexei Navalnei, să aducă un buchet de flori și să țină un moment de reculegere pentru cel mai important opozant al lui Vladimir Putin. Oamenii au venit cu pancarde pe care scrie, de exemplu, Alexei Navalnei, erou pentru libertate și democrație, sau mesaje îndreptate către Vladimir Putin, nu câștige alegeri libere omorând opoziția. Pe de altă parte, au fost și persoane care au venit cu o propunere de a schimba numele bulevardului Kiselev în șoseaua Navalnei. Sunt multe mesaje adresate și poporului rus, inclusiv acel mesaj pe care l-a transmis Alexei Navalnei în ultimul documentar Don't Give Up, un mesaj ca răspuns la întrebarea
Ce transmiți poporului rus în cazul în care se va întâmpla ceva cu tine? De aproximativ 2 ore, 10 de persoane vin aici în fața ambasadei Federației Ruse, mai mulți europarlamentari, dar și aleși locali au decis să se alăture acestei mișcări pentru cei care, spun oamenii, a fost un exemplu de libertate și de democrație. Simbolizează faptul că în România există democrație și faptul că românii susțin democrația și în același timp îi susțin pe cei care luptă pentru democrație, mai ales în țări în care, din păcate, vedem că ești omorât dacă ai o altă opinie decât șeful statului sau, în cel mai bun caz, arestat, pentru că vedem cel puțin 300 de persoane oficial, dar probabil că sunt peste 1000 de ruși care au ieșit totuși să protesteze și au fost, bineînțeles, ridicați în stand. Și ăsta este semnul că societatea noastră este pro-europeană, este o societate sănătoasă în continuare și este o societate care vine să-și aducă omagiu și să arate respectul pentru cei care luptă pentru democrație în cele mai grele condiții și, în același timp, e un mesaj pentru conservele lui Putin, pentru trompetele lui Putin. De ce ați venit? Avem fotografia în față. Memoria lui Navalny. Am venit aici ca să-mi exprim regretul că a pierdut lumea în general și Rusia în special un om care a luptat pentru libertate, pentru democrație. Sunt două lovituri mari pentru democrație și libertate. Și am venit să-mi exprim recunoștința că omul ăsta a existat și că a făcut ce a făcut. Am venit să protestăm, practic, cum s-a protestat și în alte state, împotriva uciderii lui Alexei Navalny. Deci a fost ucis de Putin, nu există nicio îndoială, au existat filmări, era sănătos, era bine cu o zi, sănătos. Era relativ ok cu o zi înainte și brusc a fost ucis. Cred că e un semnal că în Rusia crima devine politică oficială. O datorie de fost deținut politic, de solidaritate cu Navalny. Este o rușine pentru întreaga lume democratică. Nu se mobilizează pentru a face, mă rog, ceva, să miște puțin această societate rusească care este parcă adorită.